Bună seara, dragii mei, dragii mei ascultători, abonați și prieteni ai acestui canal. Vin după 10 zile de pauză în fața voastră să vă mulțumesc din suflet pentru toate urările de bine, de condoleanță, de bine pentru mama și pentru mine, de condoleanțe pe care mi le-ați transmis Recunosc că am fost foarte uimită de câtă uh, empatie am fost, uh, am fost înconjurată de foarte multă empatie și înțelegere din partea voastră și, sincer, nu mă așteptam. Mi-am făcut, uh, în acel moment în care am făcut anunțul, uh, destule, o oarecare reținere. Am avut destule probleme, mi-am făcut, dar, în final, le-am depășit pentru că a fost una mai mare decât toate. Mă gândeam, zic, să fac anunțul, să nu fac, să spun, să nu spun, dar pentru că știți că unor mai lipsesc de pe, știu, din activitatea pe care mi-o propun, totuși o am zilnic pe acest canal sau periodic. Știți bine că mai am momente de pauză și nu am vrut să vă închipuiți că acea, acest moment de pauză este din cauza vreunui proiect artistic sau cumva din cauza că mă bucur de dragoste, așa cum anunțul antecedent a fost anterior, antecedent, anterior, scuzați-mă, anterior era legat de dragoste. Între timp, viața ne suie și ne coboară. Sunt obișnuită cu suișurile și cu coborâșurile. Nu știu voi cât sunteți de obișnuiți din cauză sau datorită faptului că sunt obișnuită cu aceste suișuri, coborâșuri. Am încercat de-a lungul timpului să, să vă ofer din experiența mea de viață. Iată, acum, în aceste momente foarte speciale și... Greu. Grele. Cât ai fi de pregătit, niciodată nu este suficientă pregătire să faci față unui asemenea moment. Când s-a dus tata, a fost altfel. Acum este altfel. Sincer, acum am mai multă pregătire spirituală. Atunci nu aveam. Au trecut atâția ani, 10 ani de când îl cunosc pe Rumi și încă mai multe lucruri. Dar, oricâtă cunoștință spirituală am avea, de orice natură, când vezi trupul mamei fără suflet, este un șoc. În ce sens? Conștientizez mult mai profund, mai profund ca oricând, oricâte situații grele ai fi trecut. Conștientizez natura materială. Cu atât mai mult sper să rămânem în continuare, să ne susținem, să vă susțin și eu cu partea mea de experiență și să creștem împreună spiritual pentru că vremurile sunt tulburi, vremurile sunt grele și va trebui să vii să vorbesc despre lucruri pe care nu le-am prezentat până acum. Cred că acest moment foarte dificil prin care trec Mă face aptă să vin în fața voastră cu subiecte mult mai serioase. Nu că celelalte n-ar fi fost serioase, dar când vorbim de spiritualitate, avem de discutat lucruri care dor. Dor pentru că realitatea doare. Realitățile dor. Sunt multe realități, nu stau să-i expun acum. Acum doar am vrut să vă mulțumesc în nopțile în care nu puteam să dorm și vedeam mesajele voastre și le aprobam, le dădeam voie să devină publice. Repet, am fost foarte uimită de Bunătatea voastră! Și chiar aș vrea să adaug un plus de mulțumiri unor colege tarologi, tarotiste, cum vreți voi să le spuneți, care și ele au fost alături de mine câteva. Dar contează. În condițiile în care există competiție, ăsta e adevărul. Există invidii și faptul că ele totuși au fost alături cu, aceste, cu acele cuvinte, cu acele comentarii, înseamnă că încă mai suntem onorabili. Voi vorbi despre ele eventual la o altă prezentare video. Încerc să vin, să continui seria de etalări cu ceva care este mai aproape de starea mea și care cred că este necesar și pentru voi, unii dintre voi. Da, ne dorim dragoste, vrem să aflăm despre X, Y, dacă se gândește, dacă nu se gândește, dar în spatele acestor dorințe există lucruri mult mai profunde despre care trebuie să discutăm. Poate că unii v-ați întrebat, ați observat, de fapt, ați observat că această plecare a mamei din această realitate, din această dimensiune, s-a întâmplat în perioada în care ar fi trebuit să fie și ziua mea de naștere. Știți, la noi în familie se poartă și bunica, din partea mamei, și bunicul din partea mamei, amândoi scorpioni, au plecat în apropierea zilei de naștere a mamei mele. Sunt multe lucruri ciudate pe care le-am descoperit cu această ocazie și despre care aș vrea să mai discutăm pentru că dragostea este într-adevăr forța care ne ține în viață, dar um, mai trebuie să înțelegem un lucru suntem aici pe pământ și sigur este, cel mai sigur este, că vom muri. Dar poate e cuvântul prea dur. E un cuvânt vechi. Însă e vorba de o trecere. Dar asta este cel mai sigur lucru de când ne-am născut, că vom trece la un moment dat într-o altă dimensiune. Și aș vrea să mai discutăm pe parcurs despre lucrurile astea. Spuneam așa, pe scurt, ideea că să vă mai mărturisesc din ciudățenile acestor zile. Am meditat de ce s-a întâmplat în apropierea zilei mele de naștere. Am primit niște răspunsuri. Dar bunica născută pe 8 -a, 11 -a, a murit pe 11 -a, 11 -a la un portal energetic și a fost înmormântată în perioada în care Mama ar fi trebuit să-și serbeze ziua 13-11, la fel și bunicul. Ce pot să zic în plus? Puteți să vă trageți voi niște concluzii. Dacă vi s-a întâmplat și vouă, ar fi interesant de aflat cum. Ce ați înțeles din în această experiență? Eu am înțeles un lucru. Că nu trebuie să uităm. Nici să trăim, nici că vom muri. Că vom trece, într-adevăr. Dar cu gândul doar la viață și uitând acest aspect despre care noi vorbim zilnic în tarot. Moarte și renaștere, transformare, tranzit. Dacă uităm acest lucru, s-ar putea să. Pierdem o altă șansă. O altă șansă. Nu mai continui. O să continui dată. Dacă ne gândim doar la moarte și devenim prea pesimiști și uităm să trăim, nici așa nu-i bine. Avem un dar. Cel mai scump dar este sufletul nostru și viața noastră, de care trebuie să avem grijă. Încă un lucru la care m-am gândit și vreau să-l vi-l transmit acum este că, știți, ați văzut și voi în multe etalări și în viața voastră, majoritatea oamenilor căsătoriți trăiesc chinuri. Unul lângă celălalt se chinuie, se, se torturează sau suportă o viață de plictis de prea multe sacrificii. Și acum mă gândeam cu ocazia acestui eveniment. În condițiile în care când te duci, ești îngropat undeva, într-un cavou al familiei. Ești îngropat cu soțul sau cu soția lângă soț, lângă soție. Și stau acele oase până vor fi dezgropate, până la venirea, eu știu, a lui Sus, fiecare în ce crede, până la lumea cea nouă, până la distrugerea cea mare, până la. Deci acele oseminte stau unul lângă celălalt. Mă întrebam, oare se merită să fii căsătorit, căsătorită și să nu te bucuri de dragoste? Și la final, în plus, să mai stai și mormân lângă mormân, lângă cel, lângă cea? care te-a chinuit, te-a manipulat, te-a torturat. Nu știu, sunt lucruri, multe lucruri la care meditez și sper că nu vă supărați că vin și cu astfel de provocări, gânduri. Să vă găsiți voi răspunsurile, nu trebuie să-mi spuneți mie. Eu le-am găsit pe ale mele. Fiecare și le găsește pe ale lui. Uh... După moarte este viață, viața ne asigură moartea. Mai devreme sau mai târziu. Ideea este ce facem între ele. Da, iubim. Dar nu ne putem concentra doar pe conținut, trebuie să ne gândim și la cele două extreme, început și sfârșit. Pentru că ele dau tonul până la urmă. Ele dau tonul în funcție de ele, conținutul are o anumită culoare, o anumită trăire și anumite lecții. În fine, vom mai vorbi. Vă mulțumesc încă o dată pentru simpatia pe care mi-ați acordat-o și cei care ați rămas alături de mine în această perioadă. Sper în timp să găsiți în continuare lucruri bune, informații interesante în videoclipurile pe care urmează să, să le prezint, să vi le prezint. Încă o dată, mulțumiri din suflet! O seară liniștită și o primăvară înțeleaptă, să spun. Numai bine!